Salutare tuturor! Eu sunt Cristi și astăzi voi testa șamponul auto Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam. Acesta este un șampon auto din categoria celor cu pH neutru, care sunt destinate folosirii mașinilor care au strat de lac protector moale sau care sunt, au fost date cu ceară, sealant sau o protecție ceramică. Aceste tipuri de șampoane ajută la păstrarea acestui strat protector, neatacându-l în niciun fel și permițând astfel mașinii să fie protejată mai mult timp decât dacă s-ar folosi un șampon cu pH alcalin sau eventual acid. Ca și dezavantaje, acest șampon are în general o putere de spălare mai mică decât cele care sunt, se găsesc în spălătorii cu pH mai ridicat. Ca și echipamente, am folosit o lance RS12 produsă în Italia de către PA. Aparatul de presiune este un Nilfisk Poseidon 5, 200 de bari. Și în rest, la sfârșit, vă voi spune și cum se poate obține o spumă foarte groasă folosind un mic ingredient adăugat acestui șampon. În lancea de spumare am folosit apă caldă, 40-50 de grade, iar lancea a fost reglată astfel încât să permită volumul maxim de aer posibil care îl poate trage acest tip de lance. Șamponul a fost în proporție de 1 la 4, 1 la 5, deci un volum de șampon, 4 de apă, sau un volum de șampon, 5 volume de apă. Și rezultatele urmează să le vedeți. Mașina a fost, nu a fost foarte murdară, dar are murdăria rămasă de la ploaie, care este bine prinsă pe vopseaua mașinii. Așa arată mașina înainte de a o da cu spumă. Nu e foarte murdară, dar murdăria nu se ia doar cu apa. Va fi destul de greu de curățat fără mânușă. Vom testa și vedem rezultatul la final. Primul test este făcut doar din spumă simplă, neamestecată cu nimic. Am pus doar apă proporție de 1 la 6. Să vedem. După cum se vede, spuma nu este prea densă și curge destul de ușor de pe mașină. Așteptăm să vedem rezultatele. Las 5 minute, după care o spăl. Au trecut cam 4 minute și ceva. Spuma, după cum se vede, s-a dus aproape total. Urmează clătire. Thank you.
După cum se vede, nu s-a luat tot. Mașina a rămas, din păcate, cu mizerie pe ea. Fac partea a doua a experimentului, în care adaug și 50 de grame de mililitri de citrus cleaner de la Detailing Geek. Acesta este citrus cleaner de la Detailing Geek, din care am pus doar 20 de mililitri. Și asta este Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam. Acum fac testul cu Valet Pro Advanced Snow Foam împreună cu citrus cleaner. După cum se observă, spuma este mult mai puternică, mult mai concentrată. Spuma a fost mult mai groasă și se ține mai bine pe mașină. Cred că totuși va trebui să spăl la final și cu mănușa. Las tot în jur de 4-5 minute, după care am să o clătesc. Au trecut 5 minute și spuma s-a cam dus de pe mașină. O curăț și vedem rezultatul final. Cum așteptam, a rămas. Nu s-a luat tot. Va trebui să iau și mănușa. Bănuiesc, se vede că mai e mizerie rămasă pe mașină. Și e foarte vizibil. Voi lua mănușa și voi spăla cu metoda celor două găleți.